Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Valul de căldură care a cuprins de zile bune și România, combinat cu neglijența sau inconștiența unora, duce la incendii cu consecințe tragice uneori. Un autoturism parcat lângă un lan de grâu a luat foc pe raza comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins cu repeziciune la cultura de cereale, iar proprietarul autoturismului a cerut imediat ajutorul pompierilor. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Botoșani cu două autospeciale cu apă și spumă. Când salvatorii au ajuns la fața locului, flăcările cuprinseseră o parte din lanul de grâu și exista riscul să se extindă la fondul forestier din apropiere. Intervenția s-a dovedit a fi extrem de dificilă din cauza vântului foarte puternic. După mai bine de o oră de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze toate focarele. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului o constituie scurt circuitul la instalația electrică a autoturismului, care a dus la aprinderea vegetației uscate din jur. Recent, un alt incendiu s-a produs la o cultură de grâu din localitatea Curături, comuna Ciurea, județul Iași. Aproximativ 5 hectare au ars. La fața locului a intervenit detașamentul 2 de pompieri Iași, cu mai multe autospeciale de intervenție și stingere cu apă și spumă și un echipaj de intervenție și stingere din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Ciurea. Zilnic apar incendii de vegetație și pompierii fac apel la populație să nu dea foc la miriști sau să arunce resturi de țigări care pot duce la incendii.